Un incendiu puternic a izbucnit duminică seară la un depozit de mase plastice din zona de sud a municipiului Ploiești. Depozitul se afla la periferia unui cartier de locuințe. Nenorocirea a fost anunțată la 112 de paznicul depozitului. Din ce am putut observa, sunt mase plastice și alte tipuri de deșeuri. Se pare că mai sunt și anumite utilaje într-o hală imediat adiacentă. Flăcările au cuprins inițial mase plastice și utilaje din interiorul și exteriorul halei pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. Ulterior, acesta s-a extins pe aproape 8.000 de metri pătrați. În jurul depozitului au existat degajări mari de fum toxic, iar cei care locuiesc în vecinătate au fost sfătuiți să rămână în locuințe. E dezastru cu ce e aici în șantierul ăsta, domnule. E dezastru cu fumul, cu gunoiul ăsta aici. Poluarea a fost. Și așa Ploiești e poluat. Dar și cu incendiul ăsta a fost mai rău. Un puternic în spate pe aici, cam pe la 3:20. Și am văzut că toată atmosfera era plină de un fum necăcios. Adunam nuci din grădină. Și eu, cum sunt astmatică, n-am mai putut să mai îmi trag sufletul. Depozitul aparține firmei Urbanicim, iar în momentul izbucnirii incendiului, la firmă se afla doar paznicul.